Salut! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei la Antena Sport Update. Nicolae Stanciu va avea un program special înaintea debutului României în preliminariile Euro 2024. Vine mai devreme la București, a anunțat Răzvan Burleanu. Andorra România va fi pe 25 martie în direct și în exclusivitate în Antena Play și la Antena 1. Kylian Mbappé a avut prima reacție după ce PSG a fost eliminată de Bayern din optimile Champions League. A vorbit despre viitorul său la Paris. Thomas Müller a lansat o ironie la adresa lui Messi. Ronaldo era marea noastră problemă. Tot pe as.ro vezi și ce dezvăluiri controversate a mai făcut Leo Strizu. Dacă FCSB ar avea și lider, nu i-ar mai trebui nici antrenor. Este în scandal cu Mihai Stoica. Victor Angelescu a lansat un atac neașteptat la adresa lui Gică Hagi, chiar înainte de Farul Rapid. Acționarul giuleștenilor nu s-a mai abținut. Avem un VAR second hand care funcționează perfect pentru el. Invitată la emisiunea AS.ro Live, Ramona Farcău a comentat înfrângerea umilitoare suferită de Naționala de Handbal Masculin a României cu Insulele Feroe. Fosta tricolor a identificat marea problemă. Nu putem să avem pretenții. Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul Antena Sport, astăzi de la ora 20, pe Antena 1.